Meteorologii ne anunță că în următoarele zile ale săptămânii vremea nu se va schimba semnificativ. Avem parte în continuare de o toamnă frumoasă, cu cer parțial noroi și temperaturi caracteristice acestei perioade. În sudul țării, valorile termice se vor menține în limitele normale, cu temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius. Joi la Giurgiu, norii vor fi prezenți pe cer aproape toată ziua, însă din când în când vom vedea și soarele. Temperaturile maxime sunt în creștere față de zilele precedente, în regiunile sudice și sud-estice, cuprinse între 9 și 15 grade Celsius în județul Giurgiu. Astfel, mâine la Bolintin și Mihăile se vor înregistra 13 grade, Ghimbas 14, Hotarele 14, Izvoarele 15, Comana 14, iar la Giurgiu vom avea 15 grade. Viteza vântului va atinge 8 km pe oră din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 96%. Apele Dunării sunt constante, cota probabilă fiind 216 centimetri.